Bărbatul a ajuns la unitatea de primiri urgențe în stare gravă în seara de 21 decembrie 2015, fiind suspect de malarie. Situația este cu atât mai gravă cu cât este primul caz de acest gen înregistrat în unitatea spitalicească suceveană în ultimii 20 de ani. Persoana care s-a prezentat la spitalul județean de urgență într-o stare gravă pe data de 21 decembrie și a fost transportată în regim de urgență la spitalul Victor Paveș din București. Într-adevăr, era bolnavă de malarie. Au venit și confirmările analizelor de laborator. După 14 zile de probe de recoltate indică clar prezența chestiilor specifici și semnele de boală. Sub tratament, pacientul a evoluat bine și starea lui de sănătate pentru evoluție pozitivă. Bărbatul în vârstă de 34 de ani din Plopeni-Salcea a ajuns la UPU în stare de semiconștiență, cu febră foarte mare, frisoane, cefalee și senzație de greață, iar medicii urgentiști au decis internarea sa în cadrul secției de boli infecțioase, unde a fost izolat până a fost transferat la Spitalul de Boli Infecțioase din București. Îngrijorarea medicilor a fost accentuată când pacientul a povestit că în jurul datei de 20 decembrie s-a întors din Coasta de Fildeș, unde muncește și chiar dacă nu aveau la acea dată confirmarea că este un caz de malarie, a fost izolat și tratat fără a intra în contact cu ceilalți pacienți. Malaria este o afecțiune de natură infecțioasă ce caracterizează zonele tropicale și care poate pune în pericol viața pacienților. Tabloul clinic al malariei nu este specific, însă din acest motiv, precum și din cauza faptului că în unele situații malaria poate fi amenințătoare de viață, specialiștii suspectează un astfel de diagnostic în cazul tuturor pacienților cu febră și cu istoric mai mult sau mai puțin recent de călătorii în țări exotice.